Aleșii locali băimăreni au aprobat astăzi un proiect de hotărâre privind cooperarea dintre municipiul Baia Mare prin Clubul Sportiv Minaur Baia Mare și Federația Română de Handbal în vederea organizării în Baia Mare în data de 4 mai a jocului dintre naționalele de handbal masculin a României și Serbiei, din cadrul grupei de calificare a campionatului european 2018. Organizatorul acestui este Federația Română de Handbal, deci sunt cei care liberează bilete. Noi, conform acordului, beneficiem doar de 75 de bilete. S-a aprobat totodată suma de 25.000 de lei, bani ce reprezintă contribuția municipiului Baia Mare în cadrul acordului de parteneriat. Solicitarea inițială a Federației de Handbal a fost pentru o sumă mult mai mare pentru organizarea acestui eveniment. În urma discuțiilor între conducerea clubului nostru și Federație s-a ajuns la această sumă, zicem, minimală, dar și sprijinul din partea Consiliului Local. În rest, proiectul regulamentului de organizare și desfășurare a competiției este cea stabilită de Federație. Mulțumesc! Suma este cuprinsă în bugetul pe anul 2017 a Clubului Sportiv Minaur Baia Mare.